Unele birouri din cadrul primăriei municipiului Roman trec în această perioadă printr-un proces de renovare și igienizare, lucrările fiind coordonate de Direcția Servicii Edilitare din cadrul instituției, deci în regie proprie cu angajații direcției. Din declarațiile oferite de conducerea administrației locale, în acest moment se igienizează birourile Direcției de Urbanism. Sunt lucrări de igienizare care se fac în birouri. Anual se fac aceste lucrări în etape, pentru că nu putem să facem în toată primăria odată și periodic, la un interval de timp, fiecare compartiment intră într-un proces de igienizare, proces care este făcut cu forțe proprii. Deci sunt oamenii de la echipa de zugrav de la servicii edilitare care fac lucrări și în alte compartimente sau alte lucrări în timpul verii, iar pe perioada rece, în această perioadă, decembrie, ianuarie, februarie, când alte lucrări sunt mai puține, lucrează pentru a pune, a igieniza anumite spații. Anul trecut au fost alte birouri, anul acesta sunt la urbanism și tot așa. Anul trecut, un contract încheiat pe 31 martie între municipalitate și societatea Lennon Install SRL a avut o valoare de 111.111 lei fără TVA, adică circa 28.000 de euro inclusiv TVA pentru tâmplărie interioară pentru uși interioare din lemn triplu stratificat de stejar. Achiziția fusese făcută tot în contextul desfășurării unor lucrări de modernizare și igienizare în unele birouri ale primăriei municipiului Roman.